Bună seara la toți banii mei, vreau să vă spun că Biblia este acasă. Am pus să-i fac un suc aici. O să-i zâmbară să vorbesc cu el. Biblia este în live pe TikTok. Vreau să vă spun că a venit acasă și s-a pus ploaia. Vedeți cum ploaia aici? S-a prins becul. Vreau să vă spun că mi-a căzut iar dinții, iar trebuie să merg mâine la stomatolog să le pun. Pintea este acolo, în bucătărie, face tip-top, vorbește cu fanii cu tip-topul. Și vreau să vă spun că am pus să-i fac o supă, am venit acasă și vreau să spun provocarea unde m-a făcut să mă provoc Mihaela și Colin. Eu nu vreau să fac nicio provocare, le las să vorbească, că lumea mă cunoaște și pe mine și pe ei. N-am ce să le dau răspuns. Ei sunt copiii mei, sunt mici, eu sunt ca mama lor și n-am cum să judec copiii. Copiii mă judecă pe mine și vorbește rău de mine, asta e, le iert, sunt mătușa lor. O să vorbească de mine din cauza că fiecare copil apără pe mama lui. E normal să vorbească Alina așa urât, pentru că apără pe mama lui, nu? E ceva normal. Și nu vreau să fac nicio provocare, pentru că ei vrea să mă provoacă. Nu vreau să fac nicio provocare. Eu sunt acasă, mulțumesc Dumnezeu, sunt sănătoasă. Pintea e acasă, a venit acasă că nu mai poate, e bolnav, mă rog pentru copilul meu să se vindecă, că a luat o răceală unde a stat cu fratele meu, cu Mihaela, cu Alinda. Ei nu recunoaște că l-au trimis pe Pintea acasă, era egripat, răcit, chiar pe ei nu le interesează, numai să le ajuți și să fii bine cu ei. Când nu mai ești bine cu ei, gata, la gunoi cu noi. Nu e chiar așa, viața nu e așa. Eu vreau să vă spun că Mihaela, și pe tine și pe Alin, eu v-am ajutat. Voi nu-ți mă ajutați pe mine. Voi, când am fost plecată în Germania și am vrut să vin acasă, că am avut probleme să vin în România, mi-ați trimis un bilet de avion. Dar ce am făcut eu când am venit în România? Mi-ați luat cercei din ureche, Mihaela, tu și cu Alin, și vi le-a spus la manet ca să luați banii unde ați plătit biletul de avion. Chiar am dovezi. Eu nu merg cu nimica. Puteți să mă faceți în toate felurile, dar eu vreau să spun la toți banii mei adevărul, că voi vreți să mă provocați. Chiar eu nu vreau. Eu sunt la mine acasă, mulțumesc Dumnezeu, mamă, tot ce-mi trebuie, nu stau în chirie. Stau la mine acasă, am scăpat de Tommy, am scăpat de menajera, sunt șefă la mine acasă, Olga originală, șefa de la spre mea. Vreau să vorbesc ce vreau. Mamă, frumioasă, tare! Da, am pus să fac cu pintea o supă. Vedeți, sunt pui, am făcut. Să fiarbă. E prea tare. Mamă! Bă, nu mai filmăm voi pentru mine. Două, trei minute. Lasă-mă, nu mai filmăm. Pentru banii mei. Nu mai filmăm, oprește-mă. Păi tu, fanii tăi, la acolo. Bine, dar eu de zi, faci pe TikTok. Apăsați pe ecran, hai să bată pe ochiile alea. Te dăm într-o pahar, că am avut o pahar de vigilată și era bătut acolo. O să las aici până pierde supa. O să-l las acolo, să nu mai supăr că e pe TikTok, are provocări cu bucătarul, vorbește pe TikTok, s-a învățat să filmează pe TikTok mai mult. O să merg aici în casa mare. Da, uite că ploaie, m-am udat tot, aoleu, ce-a ploaie. Ia uite cum face. Ce ploaie, o să vină mai rău. A fost alertă pe telefon, că o să vină o ploaie așa mare. Dar vreau să vă spun că a fost și Darius acasă și Anca, dar acum s-a dus la mama lui, la mama ei, la Crusca, pentru că dimineața se scoală la școală, de acolo e mai bine acolo.
Da, și Alin vrea să mă provocă. De ce vrea să mă provocă? Vorbește urât. E ceva normal să apără pe mama lui, dar și mama lui câte greșeli a făcut, numai Dumnezeu știe. Trebuia, Aline, trebuia de mult să aperi pe mama ta. Dar de ce tu-mi acum? Ia uite, din cauza lui Alin că vorbește de mine urât și vrea să mă provoacă, mi-a căzut dințe. Vedeți? Ia uite. Asta e. O să le merg mâine să le pun. O să stau aici să vorbesc cu voi. Să aprind lumina, că mie îmi place așa cu lumină multă, să fiu mai luminoasă. Pentru că de asta am făcut casa, ca să fiu mai luminoasă, nu? Pentru toți banii mei. Vreau să vă spun că eu sunt aici în salon pentru că Pintea e la bucătărie și face provocare cu bucătar. Pintea e răcit, i-am pus să facă o supă și până fierbe supa o să stau cu voi de vorbă 10 minute pentru că nu știu ce are toată lumea cu mine. Eu cred că mă gândesc că o persoană când are rolul de șefă, așa se întâmplă. O să o urască toată lumea, o să vorbească de ea, chiar înseamnă că sunt o persoană deosebită, sunt o persoană diferită de ei. Pentru asta vorbesc de mine de rău. Și cumnata mea, Anca, este invidioasă pe mine pentru că eu sunt internațională, merg în Germania, am fost și în Mexic, am fost în Italia, am fost peste tot. Acum o să vreau să merg în vacanță în Dubai. Chiar vreau să arăt la toți banii mei că eu nu o să mint niciodată și nu e adevărat ce vorbește Mihaela și Colin. Mihaela tot timpul îmbârligă pe toată familia din cauza lui Mihaela. S-a întâmplat multe lucruri. Fratele meu a mers din cauza lui Mihaela la pușcărie și ursul a făcut pușcărie fără să fie vinovat din cauza că Mihaela a fost cu aer de condiționare. Ea a luat bani, ea a mâncat, ea a beut. N-are nimic, a tras fratele meu și ursul. Și ursul s-a destrămat familia lui din cauza lui Mihaela. Și fratele meu a rămas cu ochiul să nu mai padă din cauza lui Mihaela. Și eu nu i-am zis nimic lui Mihaela. Și Mihaela a început să vorbească de mine. Păi cu mine nu se pune, că eu sunt șefa ei. Ea nu se pune cu șefa. Dacă te pui rău cu șeful, o dai în bară, Mihaela. Eu nu am vrut să spun, eu am suferit mult. Că toate problemele s-a făcut din cauza ta. Și vrei să mai faci alte probleme? Vrei să mei toată familia la București? N-are cum, familia vine acasă și fratele meu și Alin și toți. Tu n-ai cum să-mi ții tu familia departe de casă și de mine. Niciodată nu te gândi asta. Să treacă și un an și doi și trei și 10 ani și tot acasă vin. Să știi și tu, și Alin și fratele meu și toți. Și tu, te rog frumos, să nu mai vorbești de mine. Că dacă vorbesc cu Doamne, o să vorbesc în fiecare zi. Dar nu vreau, că nu sunt... Cum a zis voi, că sunt nebună, că sunt aia. Nu sunt. O femeie nebună nu e ca mine. Știi că cum sunt eu. Eu am multe cunoștințe, am mulți prieteni, am peste hotare, am... Sunt internațională. Dacă vreau, acum plec oriunde vreau. Dar nu vreau. De ce vă năcați? Că nu vin la București? Și că nu mai aveți vizări? Aoleu, Mihaela, nu mai ai vizări. Păi și tu parte lui soaca ta, lui Anca, nu-mi vine să cred. Dar de ce nu suport să o iei cu tine la București? Ia iau la București, era frumos. Mihaela, iau pe soaca ta la București. De ce nu ieși eu la acasă? O las să facă prostituția acasă. Ia-o cu tine să faci împreună cu ea. Că cu mine nu ți-a mers, nu? L-ai pus pe Cosmin să vorbească de mine. Credeai că eu sunt fraiera ta, n-ai cum să mă prinzi tu pe mine la mână cu nimic. Ce-mi pui? Filmări? Ce-mi pui? Ce-mi pui? N-are ce să facă nimeni. Eu sunt o femeie liberă, puteți să vorbiți de mine tot ce vreți voi. Pentru că n-are ce să-mi facă nimeni, sunt o femeie liberă, fac ce vreau.
Eu sunt Olga de la Streha originală, care fac ce vreau, Mihaela. Să nu mai vorbești de mine urât, că dacă încep eu să vorbesc, te distrug. Eu nu vreau să te distrug. Tu mi-ai făcut mult rău în viața mea. Eu ți-am făcut bine, eu nu ți-am făcut rău deloc. Dumnezeu să mă vadă dacă ți-am vrut eu odată rău. Dar tu mi-ai vrut rău, tot timpul mi-ai vrut rău. Ai stat alături de mine pentru că erai după Alin, nu mai scapă Alin de tine. O femeie cu minte stă acasă cu copilul, îl duce cu la școală. Nu să stă Alin cu tine să mergi cu copilul la școală. Lasă pe Alin în pace cu familia lui. Tu stai femeie de casă, acasă, fă-i mătură, fă-i mâncare, duc copilul la școală dacă ești șmecheră. Că eu așa am făcut cu copilul meu. L-am dus la școală, l-am crescut. N-ai cum să vorbești tu și cu soacăta aia din mână. Și să spună lui soacăta că ea n-a crescut copiii ei, a crescut tatăl meu și cu mama mea. Și toată averea a făcut-o tata și cu mama. Ea n-a făcut nimic. Ea a făcut să ne distrugă. Ea a făcut de râs, a distrus lorii, a distrus pe fratele meu, unde stă pe la voi, pe acolo, în plasa voastră. N-are cum, că eu mă rog la Dumnezeu să vină toată lumea acasă, fratele meu, Alin, unșul, toți să vină acasă. Uite, vezi cum a venit și albă și bine. Vezi că vine acasă. N-are cum să ții tu aproape de tine și pe Pinde și pe toți. N-ai. Ai vrut să o corupi și pe Anca. Ai vrut să corupi pe toți. N-ai cum. Ai, Dumnezeu are putere. Vă spune taxa asta așa că vă spune. Da. Hai să-ți vă spune taxa asta pe Dumnezeu. Ai peste taxa. Vin așa la 5.000 de puncte, vin și-ți vă spune cât de taxa asta. O să las cu unul să fierb acolo, ciorba, o să... Aici. Da. Chiar am vrut să nu fac provocarea. Dar nu pot să mă abțin. O să vorbesc în fiecare zi. Ce, mă ameninți, îmi fărâmă canalul? Ce, care treaba? Îmi fărâmă canalul, ce, nu mai au bani? Păi eu fac și bani, oriunde, plec în orice țară și mă angajez și tot fac bani. Ce crede? Că mă distruge pe mine? Mihaela mă distruge. N-are cum să mă distrugă Mihaela pe mine. Mihaela este un copil care nu știe ce înseamnă să faci avere, să o iei de la fundație, să... te ridici să de jos, să te ridici în sus, nu știe. Ea știe numai să doboară persoanele care s-au ridicat singure și îmbârligă pe toată lumea. Nu e bine să îmbârligi pe nimeni, eu niciodată n-am îmbârligat pe nimeni. Eu am spus adevărul și o să zic adevărul. Și asta e, Dumnezeu e cu mine. Știu că am îmbârligat și pe Tom, i-a îmbârligat Mihai, l-a îmbârligat și pe Pind, i-a îmbârligat pe toți. Dar Dumnezeu nu m-a lăsat, eu tot sunt Olga originală, tot de la Streha și dacă mi-a căzut dinții, o să mă duc să le pun. Orice ar fi, eu merg înainte. Chiar nu-mi vine să cred ce a putut Mihaela. Hai, Alina avea dreptul să vorbească pentru că apără mama. Orice copil trebuie să apără mama, da? Chiar Alin de 30 de ani, de 20 de ani, de când el mic, el nu a apărat pe mama lui pentru că era rușine de noi. Chiar de Alin am ce să vorbesc, știu că este provocat de Mihaela. Mihaela îl întărată pe Alin, pe toți, ca să vorbească de mine. Crede că ea eu nu o cunosc. Eu am stat cu ea, o cunosc, o știu cum bârligă, știu cum vrea vizări cu mine. Știu că vrea să-mi facă rău, să-mi închidă canalul. Dacă îmi închide canalul, o să-i fac și eu rău personal. O să... N-are cum să-mi facă mie rău. Că nu i-am făcut rău, dar dacă ea vrea, Dumnezeu știe. Dacă închide filmulețul ăsta, o să fac pe TikTok. O să fac multe TikTok-uri, multe ăștia și o să spun adevărul tot. Dacă îmi distruge canalul. Asta e. O să închid aici. Și Mihaela, te rog frumos, dacă ții atât de mult la mama lui Alin, de ce nu ai să o ții cu tine la București? Ai uitat că ai zis că nu o suporți pe soacră ta și că nu o primești la București? Acum vorbești de mine.
Vai de tine, n-ai făcut bine. Ce ai vorbit de mine? Știi că te... Eu spun adevăr. Da. Uitați-vă cum ploaie, cum... Ia-i depinde cu provocările lui. O să mai amestec aici în sucă. Zi, mă, jucăm sau nu? Fanilor, vă pup fanilor Olga, fanii ei mulți. Vă sunt și pe TikTok. M-au mâncat fanii ăștia, m-au mâncat, ne-au dus viața la urină fanii ăștia. Cum? Nu fanii pindea, știi cine? Dui fanii. Apăsați pe ecran, hai să-l batem pe Ion Dileaua. Mamă, ce aveți acolo, bă, așa ceva. Nu, vă cumpăr oaia mâine dacă iau bătaie. Nu, pe bune, nu-i vreșeală. Dacă nu iau oaia mâine, îmi dă numele acolo. Și voi la fel, dacă câștig eu, luați voi oaia. Hai. Mamă, apăsați pe ecran, apăsați pe ecran. Băi, n-aveți și noi o forță aici, nimic. Cum arată bună el, dar nu iute așa ca chinezul, mănânc ca chinezul mănânc, că-ți răcit poate răceala din mine. Deci mai pun o dată asta de metastră, nu? Da. Deci o pun în fața voastră, da? Da. Hai, iau-te. Hai să-l batem pe un dileaua. Tap-tap, mamă, îl batem pe un dileaua. Nu îl batem. Bă, ne-a bătut pe un dileaua, așa ceva.
asta cu tine. Hai că mă spun de-a bătaie, vreau pahar, nu te-ai fost de un deciu pe ies, nu mai fac. Hai. Stai, mai avem 30 secunde, hai. Mai avem 30 secunde. Uite, Rex, cum stă. A vorbit Alin și Rex, dar nu știu de ce. Am vrut să mă provoacă, chiar nu vreau să fiu provocată. Nu vreau, Aline, să fiu provocată. Eu te aștept la Stehaia să vorbim personal. Da? Să vii cu ambulanța aia să văd. Vii? Hai să văd.